Mă așteaptă Andreea Bercut aici pe canapea. Te pup, dragă mea. Te bine pup. Găsit, bine te-am găsit. Uite, o să povestim astăzi foarte frumos despre limbile străine, care sunt o fereastră deschisă către o lume nouă, dar știați că ele influențează direct și dezvoltarea creierului copiilor. Ei, astăzi vom discuta despre beneficiile cognitive pe care învățarea unei limbi le aduce, despre vârsta potrivită pentru a începe acest proces și despre avantajele și provocările pe care le au copiii bilingvi. Vom vedea cum studiul limbilor străine poate să le îmbogățească nu doar vocabularul, ci și mintea. Povestim mai multe. Andreea Bercut, antreprenor în educație. Bine te-am găsit! Bine te-am găsit și eu și bine v-am găsit, dragi părinți. De-abia aștept să povestim așa, pentru că suntem, uite, în perioada în care ne dorim multe pentru copiii noștri, da? De-abia așteptăm să crească și să învățăm tot felul de lucruri și ne întrebăm când este bine să începem să învățăm. O fi prea târziu, o fi prea devreme, nu știu, că au 2, 3, 4 ani. Unora le este teamă că ratează așa startul, știi? Și se uită în jur și că, păi, deja copilul ăla știe două limbi, al meu nu știe nicio limbă, adică cum facem? Da, cum fac să prind startul, exact. Cum ai spus și tu ca părinte. În primul rând este bine de spus că acei copii bilingvi sunt cei mai avantajați dintre toți. Imersiunea lingvistică din momentul nașterii, în momentul în care copilul este expus deja la două limbi în același timp, este cea mai bună, să zic, tehnică de învățare și de dezvoltare cognitivă, dezvoltare neuronală și cea care pune premisele unui foarte bun parcurs cognitiv în viață. Neuroștiința spune că există un prag între 0 și 10 ani în care orice fel de limbă ne apucăm să învățăm, putem ajunge până la un nivel de performanță, la un nivel nativ. Al doilea prag stabilit de neuroștiință este între 10 și 18 ani. Deci chiar dacă ai noștri copii au ajuns la 10 ani și n-am apucat să le dăm startul pentru că am fost ocupați cu helicobacter, ai văzut? cu multe alte lucruri și cu viața de zi cu zi, este foarte bine dacă de la 10 ani îi încurajăm să studieze. Și nu vorbesc neapărat de a te duce în profunzime pe o limbă străină, ci a apuca să ai deprinderile astea conversaționale, da, nu? Basicul, da, din orice limbă este extraordinar pentru dezvoltare. Lor. După 18 ani este adevărat că această capacitate de a absorbi, să spunem, limbile străine începe să descrească. Dar cercetătorile nu au demonstrat încă dacă este vorba de neuroplasticitatea creierului, adică noi nu mai suntem în stare atât de bine să absorbim precum în prima tinerețe, da, sau dacă este vorba de multiplele preocupări care apar în cadrul adulților, în cadrul vieții adulților și care ne împiedică, nu te mai focusezi, să facem practic atâta achiziție lingvistică. Mă gândeam așa că citeam, apropo de studii, de cercetări, că la 2 ani, de exemplu, copilul are dublul sinapselor unui adult. Adică este o perioadă extraordinară pentru ca ei să înceapă să învețe orice. Da. Pentru că prind fantastic. Da, hipocampul este un singurul loc în care neurogeneza are loc continuu, se va produce toată viața noastră. Există un experiment făcut de Universitatea din Madrid, care se numește Early Language Instruction, în care copiii între 7 luni și 33 de luni au fost expuși câte o oră pe zi unui mediu de joacă combinat cu limba străină, cu limba engleză în cazul nostru. Niște cântecele, jucării interactive. Ideea este că, indiferent cum s-au jucat, acei item de joacă au fost denumiți s-au vocalizat în limba engleză. Ei bine, acești copii, înainte de 7 luni, nu au avut expunere lingvistică de niciun fel. Deci ei au fost monolingvi în familiile lor. Și rezultatele studiului, acestui studiu experiment, sunt extraordinare, pentru că achiziția lingvistică făcută de copii aceștia în early stage of life are rezultate uimitoare. Dar asta nu înseamnă că, indiferent de vârsta la care ne apucăm să învățăm, nu este același lucru. Există o cercetare făcută pe o academie militară din Suedia, unde sunt eșantioane de, se numesc military interpreters. Interpreți militari, lingvistici. Și acești interpreți militari au fost luat un eșantion în care li s-a dat să studieze o limbă străină. E vorba de rusă, arabă, nu sunt foarte în vogă în momentul acesta în Europa, dar acestea sunt limbile pe care le-au studiat. Și un alt eșantion care pur și simplu și-a văzut de curicula normală de studiu. Și ce să vezi, după 3 luni de zile au făcut remeneuri, au refăcut remeneurile de la începutul studiului și hipocampul celor care au studiat limba străină
s-a mărit în volum. Hipocampul este locul în care se produce memorarea da. Noastră, în care se reglează emoțiile, are loc controlul emoțiilor și practic asta este o descoperire fantastică. Deci în 3 luni de zile s-a mărit volumul hipocampului. Îți dai seama, deci este extraordinar. Așa este, așa sunt este. Atât de puține unelte pe care le avem la dispoziție ca să putem face lucrul acesta. Așa este. Și că este vorba de un copil sau că este vorba de părinte, lucrul se întâmplă și practic cei care studiază, indiferent de vârstă, că, e la 2, că studiază la 2, la 3, la 4, la 5, au capacitatea de a flexa, în primul rând, cu informațiile. Deci au o flexibilitate cognitivă extraordinară. Au o flexibilitate emoțională extraordinară, pentru că ei se raportează implicit la cultura fiecarei limbi, exact. Fiecarei țări, care ei studiază. Și atunci, acești copii care sunt, care studiază alt fel de limbi decât cea natală, cea da. Nativă... Uite, și aici vreau să te întreb... Da. Iar este o dilemă a părinților. Da, da. Vreau ca el să învețe o limbă străină. Da. Cu ce încep? Încep clasic, cu engleza, că o știe toată lumea și că nu mai există vreun om aici care să nu facă engleză pe pământul ăsta? Uh-huh. Sau încep cu niște limbi, poate mai în ghilimele, exotice, mai complicate și știm că, de exemplu, japoneza sau chineza, chineza. Sunt niște uh-huh. limbi care implică nu mai mult lucru, efort. Mai mult efort. Mai da? Mult efort, da. Și atunci ce fac? Îi dau două limbi? Adică, și oricum ai văzut că... există această tendință. Ai văzut la bacalaureat, a fost o știre adinaori. Da. Copiii vor da peste vreo 4-5 ani testare în două limbi străine, adică se pune mare accent pe învățarea limbilor străine și e foarte bine că se întâmplă asta. Pentru mine ca părinte, alegerea a fost oarecum, o să dau exemplu personal, da. Că da. Uneori este mai ușor să te raportezi uh-huh. la ceea ce fac alții. Pentru mine alegerea a fost simplă. Fiul meu provine dintr-o familie bilingvă, deci a asimilat română și da. Engleză, iar de la vârsta de 4-5 ani am început să-i fac imersiune în celelalte limbi. Pentru mine nu a contat că este o limbă pe care eu o consider rară sau mai puțin rară. Important este ca el, copilul, să flexeze între mai multe astfel de arii lingvistice. Acum, dacă mă gândesc la aparatul fonator, este într-adevăr un avantaj să-ți obișnuiești copilul, dar nu neapărat de la 4 ani, cu limba japoneză. Eu am dat și limba chineză și limba japoneză așa. Lui Luca Sandel. Așa, da. Și este important să-ți formezi sunetele ca pe care, bineînțeles, că tu uh-huh. în limba nativă nu le produci. Că nu așa ai de ce. Este, da. Însă, nu am dus-o la un nivel de performanță de la o vârstă fragedă. Da. Important a fost pentru mine, cum spuneai și tu, să deprindă să niște baze. Să le expui. Da? Da. Și plus uh-huh. că sunt copii care la 4-5 ani nu sunt foarte deschiși către japoneză. Deci, Luca, da. După 2 ore de japoneză, mama nu mai vreau. Exact. Și e foarte important să-l înțelegem placă. Și să-i și placă ce face. Da. Da. Importantă este, din punctul meu de vedere, studierea oricărei limbi străine. Într-adevăr, ne ajută dacă avem un target viitor. Eu știu, poate vreau să studieze în străinătate și îl formez de când este mic. Da, nu? Dar da. Nu sunt foarte mulți părinți care își trimit părinții copii da. În China. Da. Într-adevăr, eu una uh-huh. aș începe cu limba engleză pentru că este o condiție sine qua non, nu mai există altceva în momentul acesta. Altă limbă internațională este cea care ne ajută să comunicăm indiferent unde și copiii noștri acum nu prea vor mai avea ce să facă fără limba engleză. Eu de acolo aș începe și extrapolând orice fel de limbă care nu care nu are aceleași, să zic, trăsături ca limba română, este foarte bună pentru copilul nostru. Mergem să facem direct așa, nu știu, să-i ordonăm, să le facem parcursul. Trebuie să dai niște examene, trebuie să ții niște certificate sau învățăm limba, știi cum e, așa, într-un mod mai friendly. Hmm? Cum facem? Acum ne referim deja la vârsta școlară, pentru da. Că până în vârsta școlară nu există alt fel de învăța limba decât friendly și uh-huh. o să te rog să revin la modalități de învățare. Chiar da, chiar să ne spui. Este un subiect interesant da. Pentru părinți, cred. Dacă suntem la vârsta școlară, există niște etape în care ar fi bune niște certificări lingvistice pentru că sunt foarte multe colegii naționale cu clasa a 5-a, de exemplu cu predare în limba engleză sau cu profil de limba engleză. Și atunci, certificare este întotdeauna bună pentru că unu, îți aduce copilul într-un context internațional, de exemplu să zicem Cambridge. Copilul are o testare care va fi aceeași cu
ceea ce dau copiii din draga lume. Și atunci pe el îl ajută să stabilească un raport la ceilalți. Uite, exact. Așa se face internațional, pentru că nu întotdeauna școala românească este un reper pentru ceea ce se va întâmpla pe mai departe. Așa e. După aceea, aceste certificări, într-adevăr, ajută la integrarea copiilor în ciclul de învățământ superior, fie că este vorba de gimnaziu, fie că este vorba de liceu, de facultate, nu mai spun că acolo sunt absolut necesare. Deci am putea să facem o emisiune întreagă pe subiectul acesta. N-am terminat oricum, da. Da, exact. Deci eu aș considera un mix între friendly, pentru că până la urmă învățatul trebuie să placă și copiii trebuie să înțeleagă, nu este o matematică, nu este o chimie, nu este o, eu știu ce, reacție chimică pe care o înveți și nu-ți va folosi în viitor. Mai știi cum ne spuneau părinții, mama, nu o faci pentru mine, o faci pentru tine. Exact, mi-a amintit foarte bine și mare dreptate au avut, să știi. Așa este, da. Dar uite, eu, de exemplu, ca părinte, dacă am început cu cel mic, da, cu studiul unei limbi străine, cu engleza, să spunem, de la 2 ani și ceva, și am văzut că prinde, că îi place, am mai băgat și o altă limbă, am mai văzut că îi place. Da. Eu pot să urmăresc lucrul ăsta, adică, ok, am început, îi place și vreau ca el să-și obțină aceste certificări. Și atunci, când este momentul, că o fi, nu știu, la 6-7 ani, vreau să dea aceste examene, dar să nu pun presiune pe el, apropo de metodele astea despre care noi vorbim. Este extraordinar. Deci, ceea ce orice părinte ar trebui să-i spună copilului e că copilul este iubit, este apreciat, este recunoscut, indiferent câte scuturi are la examenul Cambridge, la un flyer sau un mover sau starters. Este o chestie interesantă. Până la examenul CAT, de exemplu, la Cambridge, nu se dau punctaje fixe, se dau scuturi, tocmai ca să nu se pună presiune pe copil. Da. Nu are sens. Așa este. Copiii noștri sunt ai noștri, iubim. Ceea ce facem este din dragoste pentru ei și ca să-i ajutăm în viitor. Iar o limbă străină îi ajută la, cum spuneam, flexibilitate cognitivă, îi ajută să rezolve problemele mult mai ușor decât dacă nu ar studia o limbă străină. Îi ajută la reziliență, că tot se pune atât de mare accent și pe bună dreptate pe reziliență. Nu, certificările sunt cele care fac diferența între copilul meu și alții. Așa este, uite, cu asta o să rămânem și cu multe alte, bineînțeles, din discuția asta foarte faină pe care am avut-o astăzi și de-abia aștept să mai revii, să mai povestim, da? Ne gândim la copiii noștri, ne gândim la ce să facem pentru ca ei să aibă acolo toate abilitățile pentru viață, pentru viitor și așa mai departe. Te aștept cu mare drag din nou la Părinți la Fix. Mulțumesc, abia aștept. Mulțumesc tare. Vă mulțumesc, dragilor, că ați rămas alături de noi. Eu suntem și mâine aici de la ora 11 și petrecem o oră minunată alături de invitații noștri și așa cum vă spun eu de fiecare dată, nu uitați, fiecare clipă petrecută alături de copilul tău contează. Pe mâine!